Bună ziua și bine v-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Așa mă, bună ziua și bine vedem. Tema pentru acasă, clasa a doua și suntem în 18 și 19 și suntem asta. Nu. Noi n-am scris, dacă e. N-am scris. 20. În 20. Deci 20 a 11-a 2017. Așa că pornim repede la treabă. Prim exercițiu. Paranteză rotundă. 9 ori 4. 9 ori 4. Minus 2 ori 8. 2 închidem paranteza. 8. Minus 5. Minus 5. Ori A. Ori A. Egal cu 5. Cine este A? Deci, să scrii și tu. 9 ori 4. Minus 2 ori 8. În paranteză. Da? Deci 9 ori 4. Minus 2 ori 8. Minus 5 ori ori A egal cu 5. Aici povestea e cam așa, trebuie să vedem, să ne facem noi un plan de lucru. În fața exercițiului acesta trebuie să urmărim să... 20! În paranteză, va da. Aici 20, cum ai făcut? Da. Aici? 9, 4, 3, 6, 2, 8, 16, 36 minus 20, minus 16, 20. Excelent. Deci tu ai și făcut calculul și ții, nu zici 4 scăzut 2, ci întâi trebuie să faci înmulțirea asta. Și faci înmulțirea asta și tu nu faci scăderea, da? Rezultatul înmulțirii, deci înmulțirea e mai tare, mai, e prima care vrea să fie făcută. Facem înmulțirea. Da? Acum trebuie să se împartă 2. Deci acum echivalent, hai să zicem, echivalent, transcriu, aici 4 ori 9, așa scriem, 36 minus 2 ori 8, 16, în paranteză, minus 2 ori cât ori A, nu știm, să facă 5. Da? Scriem, minus 5, minus 5 ori A. Minus 5, 5 ori, ori A. Minus 5 ori A, da. Minus 5 ori A. Să fac egal cu 5. Da? Am transcris-o. Tu ai făcut foarte repede. 4, 9, 3, 6, 2 ori 8, 16. Și acum, echivalent, scăderea asta o efectuăm. 3, 6 minus 16 face 20. Domnul profesor, da? Nu putem să facem mai ușor? Zic. Nu putem scrie am 20 se împarte la 5? 20 împarte la 5? Și aflăm cât este aul. Stai să vedem dacă acolo ajunge. Noi trebuie să gândim. Deocamdată, vezi, eu am lăsat acolo când ne apropiem de exercițiu de situația aceea. 20 minus 5 ori A să facă egal cu 5. Acum, cum propui tu să-l descoperim pe A? Întrebarea este... Trebuie să facem înmulțirea asta, nu? Da. 5 ori cât? Să facă... 20. Nu se fac chiar 20. Cam cât trebuie să facă? Ca să, după ce scădem, să ne dea 5. Să ne dea 15. Din 20 scădem... Să ne dea cât? 15. Sigur că da. Deci asta s-ar traduce așa echivalent. Noi ne amintim la scădere, că nota 20 minus 1 termen. Nu 5 ori A, parcă nota fac cu o altă literă, sau sigur, nu? Sigur, notăm asta toată cu un B. Hai să notăm asta toată cu un B. Și exercițiul s-ar traduce așa, echivalent cu 20 minus B este egal cu 5. Și ne-am dus totul la o scădere. O să aflăm scăzătorul, când știm de scăzutul și rezultatul. Nu, nu e 5 împărțit la ceva? Nu, nu e 5 împărțit. Bău, bău, mă trebuie să fac. Păi din scăderea asta, 20 minus bău egal cu 5. Cum se mai traduce scăzătorul? Gata, știu cât este bău. 3. 3? Ia să vedem. Unde e 3? Pentru că am vrut să văd
Ca sunt de-a 15, sunt 4 la 5. Am înțeles, am înțeles. Tu ai rămas tu mintea tot acolo sus. Am făcut 3, 6, 9, 12, 15. Și mi-a dat. Am înțeles, dar tu repete, degeaba am notat noi cuvântul aici, că tu tot aici ai rămas cartonat și ai zis că au trebuie să fie 3. Da. Dar ca să înțeleagă și prietenii noștri, la scăderea asta, fără să te mai sus, 20 minus B egal cu 5 B, scăzătorul cu cine este egal? 15. Descăzutul minus rezultatul. Da. Da? Deci 2B este egal cu 20 minus 5. Adică B egal cu 15. Ai zis foarte bine. Și cine este B? Și acum ne întoarcem la B. Da? Deci 20 minus B egal cu 5, adică B egal cu 20 minus 5, B egal cu 15. Și ne ajungem la relația. Ne întoarcem la relația notată mai înainte, adică e vorba de 5 ori A egal cu 15, da? 5 ori A egal cu 15. Și deci e spate pe A. Vom scrie 15 împărțit la 5. A egal, deci de aici așa zicem, rezultă A egal cu 15 împărțit la 5 și tu știi... A egal cu 3. 15 împărțit la 5 egal cu 3. Pentru prietenii noștri să le spunem încă o dată, exercițiul acesta a fost, da? De la bun început, destul de dificil. Pentru că am avut încorporat în el două mulțiri și chiar trei mulțiri. Da. O scădere și era necunoscută, a strecurată chiar aici. Chiar aici era strecurată în necunoscută. Da. Dar tu te-ai concentrat foarte bine și ai zis așa. Dar știam că 9 e cu ce mulțime în jos. Adică 4 ori 10, 40. Așa, deci la tabla mulțirii 4 ori 9 fac 36, tu ai plecat la 4 ori 10, 40. Da. Mi-ai scăzut un 4 din 40, deci ai fost sigur de 36. Și 16. Și 16 de 2 ori 8, 8 și 8, 16, ai fost la îndemână. Adică explici prietenilor tăi că nu ai avut deloc emoții la 4 ori 9, 36, nici la 2 ori 8, că ai făcut legături de care le-ai tu. Dar nici la 5 ori 4, egal cu 5. Și 5 ori cât aici? Nu știam cât. Deci de aceea am lăsat partea asta necunoscută pe care am notat-o cu un B. După ce am făcut calculul, mi-am dus într-un teren știut, o scădere, când știm și rezultatul. Era vorba să aflăm repede scăzătorul. Ori tu știi că scăzătorul e egal cu scăzutul minus rezultatul. Și totul este foarte rapid și am întors în relația de mai înainte. Acum, eu am să modific un pic exercițiul ăsta și am să zic așa. 9 ori 4 minus 2 ori A, tot în paranteză, scăzut 5 ori 3, egal cu 5. Spune-mi tu care sunt modificările. Ce se sesizezi? 2 ori A. Deci, în loc de 8, am pus A. Și cam atât. Și pe loc A dinainte l-am pus 3. Ca să fie egalitatea. Știi tu la cât ajungem noi când lucrăm? Cât va fi A-ul? Tot 3. Tot 3 bănești, da? Da. Hai să ne apucăm de lucru. Cred că tot 3. Tot 3 zici tu. Nu cred. Nu. Mm-mm. Pentru că va da 2 ori 3. Va da 5. Minus 36. Ne va da 31. Care 2 ori 3 fac 5? De unde ai zis tu? 2 ori A. 2 ori A nu știau. Deci nu mai știu. Acum, hai să vedem să ne facem plan de lucru. 9 ori 4 putem face. Da? Deci noi, în practic, în momentul de față, am făcut o modificare din exercițiul mai înainte. În loc de 8 am pus A. Și în loc de au dinainte necroscut, am pus 3. Și ghișitul l-a lăsat nemișcat. Întrebarea era, cât crezi tu că va da urma calculului? Cât va fi A? Egal cu 8. Corect? A va fi egal cu 8. Deci ai simțit că așa ajungem acolo. Bun, hai să lucrăm acum. Echivalent cu 4 ori 9. Da?
4 la 36. 36 minus 2 ori A. Da? 2 ori A. Minus în paranteză. 5 ori 3, 15. Egal cu 5, da? Da. Bun. Deci, uite-te că am făcut mișcările care le-am, uite că Crista și eu urmărit și se sesizează că a sesizat că nu suntem în direcție acum. Da. Acționat din inițiativă proprie. Așa că mulțumim pentru că a urmărit. Să vedem acum, să intrăm și noi în discuții. Vezi, așa, uite, deci am făcut ce am trebuit. 9 ori 4 fac 36, zis tu bine, minus 2 ori A, minus 5 ori 3, 15, egal cu 5. Propunem mai departe, ce ai tu de gând să faci, cum crezi că vei reacționa până să ajungi acolo la AU care bănești că este 8, cum cel care nu știe treaba asta, cum crezi că faci? Nu știu. Aș nota toată paranteza asta cu un B, că nu știu cum să fac. Că avem o scădere acolo. Da? Deci o notăm toată cu un B și atunci totul se transformă în, spune-mi tu ce se, în ce se transformă. Se transformă în ce? B minus 15. Da. Egal cu 5. A. Și B egal da. Cu 15 plus 5. Corect. 15 plus iar 5. Iar B egal cu 20. Da. Deci plic limpede 20 mi-a dat la B. Foarte bine. Și acum, ce-mi propui să fac după ce l-am găsit pe B? 20. Cine este 20? B-ul. Adică toată asta. Da. Și acum scriem. 36 minus 2 ori A. Că ăsta e B, da? 36. Minus 2 ori A. Egal cu? Egal cu? 20 cu B-ul. 20. Că l-am găsit. Egal cu 20. Da? Pentru că pe B-ul l-am aflat. Deci, și A puteți să-l aflăm. Eu nu cred că deodată. Acum ești în situația de a afla 2 ori A, pe care îl poți nota la rândul lui cu C. Hai să-l notăm pe ăsta cu C. Da, mai facem o notație cu C. Putem să scriem 36 minus 20. 36 minus... Nu, C-ul. 36 minus C. 36 minus C. Egal cu 20. Da? 36. Minus C egal cu 20. C egal. C egal cu C egal cu? C egal cu 36 minus 20. Așa, 36 minus 20, care face? Este egal cu 6 minus 0, 6, 3 minus 2, 1, 16. 16. Și ne întoarce, cine ești tu că te-am notat eu mai devreme? Cine ești? 16. Adică? Și iar acest 16 înseamnă 2 ori A. 2 ori 8. Da? Deci zicem 2 ori A egal cu 16. De aici A egal cu? A egal cu 8, că vine 16 împărțit la 2, da? Ai zis tu mai devreme, 16 împărțit la 2. Și face 8. Iată cum am găsit pe A egal cu 8. Mai le spunem încă o dată prietenul noștri, cum am lucrat la ghiștiul ăsta, l-am modificat un pic, am băgat în paranteză, pe loc de 8 am pus A, și în loc de A am pus 3, că știam noi că în varianta aceea 3 este, și am făcut numai ghiștiul. Am mai putea face într-un fel? Eu zic că da. Da. Dacă în loc de 4 9 până... ori A minus 2 ori 8 minus 5 ori, 4, ori 3. Egal cu 5. Egal cu 5. Și atunci la de ghiștiu făcut. Deci mișcăm litera asta necunoscută
pe unde vrem noi și îndată știm sigur ce valoare trebuie să aibă. Așa că de la un exercițiu putem forma alte exerciții. Da. Da? Te rog acum la comentarii. Da. 73 minus... 73 minus... 5 ori A... 5 ori A... egal cu 53... Și B, notați așa și după aceea vă spun, B da. Ori 6, B ori 6 plus 25 egal cu 43. Așa. Calculați A ori B. De aici vedem noi A ori B cu cine este egal. Deci întrebarea pe care o avem este A ori B egal cu cine? A ori B cu cine să fie egal? Vreau propuneri de la tine. Vreau să ai tu inițiativă la exercițiul ăsta. Ca să faci aur, vezi, ar trebui să afli pe cine. Cine este AU? Gata, am o idee la prima relație. Vreau să aflăm cât este A. Deodată? Da. Eu nu pot. 73 minus 53. 73 minus 53 este... Cine? A. Nu e chiar A. E 5 ori A. Asta da. Și 73 minus 53. Bun, bun. Hai să mă concentrez că eu pierd de firul. Egal. Nu A egal. 5 ori A. 5 ori A ai zis. Echivalent. 5 ori A, așa mi-ai spus, da? 5 ori A egal cu 73 minus 53. 73 minus 53. Și egal, hai să facem scăderea. A egal cu 20. Nu. 5 ori A egal cu 20. 5 ori A egal cu 20. Deci face egal mai departe aici cu 20. Așa scriem. Da? Egal cu 20. Și atunci mai scriem echivalent cu 5 ori A egal cu 20. Și de aici să vedem A-ul câte va fi egal. A egal. 5 ori cât să facă 20? 5 ori 4. Sigur că da. Deci de aici rezultă că A egal cu 4. Uite ce fericit suntem. Să mă încadrăm. Deci din prima a lucrat noi și ne-a dat A-ul 4. Ei, cum aflăm pe B din a doua acum. Din a doua trebuie să vedem cum ne punem mintea. Cum adică? Cum? 43 minus 25. Așa! E o adunare egal cu 43 și un termen al... Un termen al adunării se află prin operație discutere. Deci 43 minus ceva. Așa, dar spunem repede. B ori 6. Așa trebuie să fie dată, atenție. B ori 6 egal cu 43 minus 25, da? Minus 25. Egal cu... Egal cu 18. Deci, egal cu 18 la scădere, da? Acum ne întoarcem și zicem B ori 6. Scriem B ori 6 egal cu 18. Cu cine este egal B-ul? B ori 6 egal cu 18. Și acum aflăm B-ul. Adică 6 ori cât se facă 18? Să fac 18. Da, 6 ori cât? Un singur 6 e 6. 2 de 6? 18. 2 de 6? Adică 12. 12. 6 ori 3. 6 ori 3, sigur că da. Deci vine B de aici egal cu 18 împărțit, așa spunem, da? 18 împărțit la 6 și fac 3, da? Că 3 ori 6 fac 18. Iată, l-am găsit și pe B egal cu 3, pe A îl știm egal cu 4 și întoarcem la A ori B. Și cum scrie? A ori B va fi egal cu... A ori B egal cu... A ori 4 ori 3, nu? Mă scrie... 4 egal cu 4. 4 egal cu 4 ori 3 cu 4 ori 3 și egal cu 4 ori 4
4, 4, 16 minus 4, 12. Așa, tu faci bine. Da, fiecare și găsește reperul lui. 12. 12, ok, așa. 4, 3 fac 12 și cu asta am aflat produsul. Hai să vrei spune prietenilor noștri ce dificultăți am avut aici. Am avut ceva dificultăți? A fost o scădere, așa e primit-o ca o scădere și scăzătorul este egal cu descăzutul minus da, rezultatul. A fost destul de ușor. Destul de ușor, pentru că tu ai sesizat, e vorba de o scădere e vorba și vorba de o adunare. E vorba că se micșorează și de măcaul este 20 împărțit la bine, ce mulțim. Important este să interpretăm bine scăderea. Scăderea, da. E 5 ori A. 5 ori A. Termenul acela e 5 ori A. Adică scăzătorul e 5 ori A. Și de acolo când am ajuns 5 ori A că e egal cu 20, am rezultat, ne-a rezultat că au egal cu 4. La fel ai zis B-ul 6 egal cu 2, plus 25 egal cu 43 și iar și-ai gândit foarte bine și ai zis ți-a rezultat B egal cu 3. Și până în toți la ori B și iată, ieșitul este complet și frumos rezolvat. Te rog, Cristina, să te rog să 4 plus paranteză rotundă. 4 plus paranteză rotundă. A plus 2 ori 1. 2 ori 1. Închidem paranteză, egal cu 24. Egal cu 24. Atât, da? A, să-l aflăm pe A de aici. A egal cu. Atent. Deodată? Dar e rezultatul deodată? Nu prea mi-aș... Vreți să fie ceva cu 13? Nu, încerca, chiar dacă sunt numele aici. Nu la întâmplare, ci gândim cu atenție. Ca și sus. Cum ai proceda sus, așa te gândești aici. Nu scrie. 4 plus 2. Cu 6. De ce 4 plus 2? De unii 2 e acela? De cel de la 2 ori 1. 2 ori 1. Acum, să le spunem prietenilor noștri că putem să, paranteza asta cerea să fie făcută ea. Dar fiind o vorba de o adunare, poți să punem paranteza și aici. Sau și aici. Că adunarea este asociativă, de asociezi cum vrei tu. Deci, la întrebarea 4 plus A plus 2 ori 1, 4 plus A plus 2 ori 1, în paranteză fiind pus asta, 4 plus A plus 2, este egal și cu varianta 4 plus 2 ori 1 plus A. Că adunarea e comutativă, le poți schimba locurile. Păi când s-a egal cu 8, eu mă chinui să faci nu știu ce minuni și tu mi-ai spus 8. Am făcut foarte bine, am făcut 4 plus 2, 6 și am făcut 24 minus 6, mi-a dat 18 și a egal cu 18. Sigur că da. Deci asta era. Aproape trebuie să ne înțelegem că el mă sancționează ce bate o câmp pe acolo. El spune, paranteza asta, în cazul de față, n-ar avea niciun mare, n-ar avea rol, n-ar niciun sens, chiar așa. Și atunci i-a zis 4 și cu 2 fac 6. Deci se traduce 6 plus A egal cu 24. Și ce mai e tu, ravura? A egal cu 24 minus 6. 24 minus 6 și face egal cu 18. Cum ar fi spus eu. Dar într-adevăr așa este. Sigur, tot secretul este să știi să interpretezi adunarea, să interpretezi scăderea și atunci lucrurile dă foarte bine. Dacă mai ai tu... Da. 91 minus... 91 minus. Paranteză rotundă. Da. C plus 3 ori 9. 3 ori 9. Închidem paranteza. Da. Egal cu 6 ori 8. 6 ori 8. Deci 91 minus C plus 3 ori 9. Egal cu 6 plus ori 8. 6 ori 8. Da. Și cu 6 ori 48. Bun. Deci faci aceea. Ce mai poți face? Luăm de la început, da? Dar spune ce faci. 6 ori 8 să faci. Mai poți face ceva, o operație care să-ți fie? Da. Care? 3 ori 9. Care? 3 ori... Acum începem... Zâmpare. Vom scrie 91 minus... Așa. 27. Așa.
27, ne va da un rezultat. Plus ce? Un rezultat. Da. Și le vom scădea și ne va da ce? Deci, atenție. Ca să nu greșim, uite ce-ți propun eu. Ca să nu greșim, hai să mutăm toată asta cu un A. Deci toată paranteza asta rotundă, să o mutăm cu un A. Bine? Da. Și o să avem ce? 91. Deci va fi 91 minus, minus ce? Ce să spun acum? Minus? Minus A. Minus A, sigur că da. Minus A este egal cu 6 ori 48, ai zis, da? Ai zis mai devreme. Da. Și atunci, de aici au cine va fi egal? A egal cu, tu știi foarte bine că scăzătorul egal cu... A egal cu... A egal cu scăzător. Scăzătorul se află prin operația de scădere. Ei, scăzător este. Ca să zic, A minus cât se facă 48? Adică din 91 scădem de 48 și ne va da 43. Deci egal cu 91 minus 48 și egal cu 43. E bine 43? Da? Da. Că 43 și cu 48 fac 91. Și acum ne întoarcem la cine era AU și zicem, AU era așa, nota, și C plus... Și vom scrie 91, 48, minus. Păi nu, ne întoarcem la cine era AU. Că AU cât este? Uite, tu ai spus. A egal cu 43. Adică tot AU ăsta e 43, adică C plus 3 ori 9, deci de aici echivalent. C plus 3 ori 9, egal cu? C plus 3 ori 9. Egal cu 43. Da, egal cu 43. Și acum echivalent? Echivalent. 3 ori 9? 3 ori 9, 27. Dar scrie și tu. L-ai aflat pe A, ai da. L-ai aflat, scrie pe rupta, câte? A egal. Da, cu? 91. Minus 48. Și 1 minus 48 și egal cu? 43. Așa. Și cine era AU? C plus 3 ori 9. 3 ori 9 egal cu 43. Adică? Echivalent cu A egal cu 5. Nu, C-ul vrei spune. C-ul egal cu 5. Deci C-ul va fi egal cu 43 minus 27, zici tu? 5. Și sigur face 5? 27. Păi 27 din minut, trebuie 27. Da. Cât este AU? C-ul, pardon, C-ul egal cu 43 minus? Acum, sigur 21? Da. Din 43, dacă se vede pe 27? 43. Păi 43 minus 27. Cu 16. Deci C-ul egal cu 16. Dar să fie așa, dacă acum scriu eu, da? C egal cu 16. Iată, am aflat pe C egal cu 16. Uite, îți propun unul la următorul exercițiu, nu mai spun nimic și scriu numai tot ce spui tu. Și important să vedem dacă ajungem la rezultat corect, da? Deci tu mă conduci acum, ești profesorul, eu sunt elevul. Elevul acela care nu prea știe ce să facă, așteaptă numai la tine inițiativa. Bine? Da. Facem acest lucru. Bun. Thank you.
Dar tu dacă nu o facem și noi, dacă... Ai? Dacă ai rândeva, dacă nu o facem mai rapel. Am eu una simplă să fac o știi. 1, ori 2, ori 3, ori 4, ori 0. 1, ori 2, ori 3, ori 4, ori 0, ori 0 plus A egal cu 9. 9. 1, 2, 3, 4, 0. Păi, toată mulțirea până la 0 e egal cu 0. Bravo. Așa. Așa. Pentru că 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 0, 0. Deci, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 6. Ori 4. 6, 4. 6, 4. 24 ori 0, ori 0, 0. Și se decide că A egal cu 9. Deci rezultă că A egal cu 9. A egal cu 9. Dar asta s-o faci tu acum, iată. Să spunem 1, ori 2, ori 3, ori 4, ori 5, ori 6, ori 7, ori 8, ori 0, ori 9, ori 11, ori 12, ori 13, plus A egal cu 5. Nu, no. Uite-te bine. Deci, avem de mulțit acolo, nu? Nu. No. De ce nu? Trebuie să mulțim 1, 2, 3, 6, 4, 24. Hai scrie. Așa. Deci, ori aici am uitat să fac semnul tău, care știi tu foarte bine, am zis puncte. A ori este aici, da? Ori. Asta înseamnă mulțire, da? Uh-huh. Ori. Până la 14? Până la 13. Până la 13. Așa. Plus A egal cu 5. Vai, domn profesor, cam lungă mulțirea aia. Nu e așa de lungă. Ai, și-o 9, și-o 11. Nu, știu că de la până la mijloc este cu 0. Așa. Adică până unde scrie 0 e 0. Da? Până aici e 0? Da. Și de aici acolo? Vom face primul cu ultimul, al doilea cu penultimul. Dar nu e adunare, e mulțire. Mulțire? Păi mulțire e tot. 9 ori 11 e 99. Deci 9 ori 11 face 99. De acord. Și totuși mulți și cu ăsta din urmă. Și cu rezultatul din urmă. Păi e 0. Pa, asta e mai important. Păi tot e 0. Tot e 0. Nu ai spus deodată că tot e 0, nu? Când dacă păi tot e 0 și plus A egal cu 5. Da, asta era. Deci dacă 0 se strecoară oriunde ar fi el în cârt, numai la sfârșit. El poate să fie pe oriunde. Că ceva ori 0, gata, am dat să-i toți. Ai observat 0 într-un șir, nu mai contează. Deci când ai observat un 0 într-un cârt ăsta, face 0. Corect. Trebuie să vedem, facem următoarea mulțire. Deci 2 ori 6 ori 5 ori 5 plus A egal cu, hai să zicem, egal cu 500. Nu se poate. Cât este A-ul? Acum e ușor. Să văd. Dacă îți poate faci și tu o grupare, mă gândesc, nu? Nu fac o grupare. Ia să vedem cum gândești. Nu fac o grupare deloc. Ia să vedem. Zi-mi tu.